Bun găsit, prieteni, primul meci al zilei în Liga 1 se joacă la Mioveni, unde echipa gazdă, locul 14 cu doar 13 puncte și cel mai slab atac din campionat, întâlnește o vecină de clasament, pe Gaz Metan Mediaș, în acest sezon decât pe teren propriu. Acasă a luat 6 puncte, iar afară a reușit să strângă 7. Foarte bună această acțiune a lui Oancea. Certat vehement de colegi Oancea pentru faptul că nu a pasat. Este o greșeală de apreciere a vitezei fazei făcută de Răzvan Trif. Oh, greșeala lui Matricardi, Blănaru prea superb, pătrunde Blănaru în fața porții și este penalti, faultul lui Vâlceanu. Asupra lui Buziuc, Colțescu dă penalti și galben pentru goalkeeperul celor de la Gaz Metan. Este al treilea penalti pe care îl obține echipa din Mioveni. În mod normal bătea Buziuc, dar văd că el se resimte, așa încât penaltiul va fi bătut de capitanul Rusu. Vâlceanu față în față cu Rusu, îl execută fără probleme pe Vâlceanu. Este al 6-lea gol al lui Rusu în acest sezon. Din cele 10 goluri ale Miovenului, 6 îi aparțin capitanului. 1-0. Logic, după cum s-a desfășurat până acum partida. Își face mingea prea lung. S-a păcălit acolo Rusu. Ce înseamnă să urmărești faza cu privirea periferică? L-a văzut pe Sanoh în galben pe margine. A încercat să-i paseze, numai că Sanoh nu intrase încă. Spre balaura această minge, a reușit să intervină Iuri în doi timp. Oho! Rusu, o execuție pretențioasă care i-a ieșit foarte bine, un volei al lui Rusu deviat. Dar continuă cu această intervenție a lui Vâlceanu. Mingea lovește bara și este penalti iarăși. Dumitriu este faultat, protestează Iuri. Eu nu știu ce vrea Iuri, spune gata. Proteste vehemente ale lui Iuri. Ia să vedem reluare. E fault. Este o imprudență a lui Iuri. Degeaba este supărat. Îl lovește pe Dumitriu. Ce puțin așa mi se pare mie. Nu dă în minge, dă în Dumitriu. Penalti clar dictat de Sebastian Colțescu. A doua luptă de la 11 metri pentru echipa din Mioveni. Se pregătește să execute același Rusu. Rusu și de această dată apără Vâlceanu.
Centrare respinsă de Balaur până la Trif. Intervenție fantastică și Robiso nu poate împinge mingea în poartă din 2 metri. Neverosimil. Nu știu dacă a fost sau nu offside. Vom vedea două parade excepționale ale lui Ducan. Nu este offside. Nu este offside. Incredibil. Două parade uluitoare ale lui Ducan, care practic salvează victoria.